E peste Casa de Papel, în topul preferințelor publicului pe internet. Invitatul meu următor e talentat, joacă la fel de bine dramă și comedie și este acum aici împreună cu cei doi copii, Natalia și Nicolae. Așadar, actorul Șerban Pavlu, să-l primim cu aplauze! Salut, Nicolae! Ninja! Salut, salut, domnule, bine ați venit! Salut, salut! Mamă, ce prințesă avem alături de noi astăzi aici la emisiune și îl avem și pe Ninja! Bună! Salut, Nicolae! Ce faci, mă, Nicolae? Ha, perfect! Nicolae, ai 5 ani? Nu, 6. 6, sigur? Și Natalia, 9? Da! Mamă, perfect! Ce copii mare ai! Pe mine de ce nu mă întrebi? Perfect! Iartă-mă! Bine ați venit alături de noi, domnule Șerban Pavlu! Bine v-am mă bucur găsit. Să fiți alături de noi cu cele mai importante trofee din viața dumneavoastră! Da. Familia extinsă! Cu familia extinsă, corect? Nu te-am văzut în formula asta! Nu! Păi nu am ieșit prea des împreună la emisiuni de televiziune. Am mai fost? Nu! Niciodată! Da, acum eu vreau să vă întreb pe voi. Voi știți ce rol de dur joacă tatăl vostru în serialul Umbre? Nu. Voi îl știți de la vocile de desene animate, exact, nu? De la Kung Fu Panda, de la Madagascar. Nici de acolo nu știți? Știm reclame cu eu el. Eu știu reclame. Deci, pe asta e un pic. Deci voi îl știți din reclame, da? De vocile de la desene animate? Le-am mai văzut. Și, ok, și perfect. Care vă place cel mai mult? Eu sunt ce personaj? Ponei. Eu sunt ponei, da. Da. Acolo îți place ție, așa? Am și uitat, da. Eu nu-i măcar nu știu ce filme l-am mai văzut. Poate la teatru, la te... Da. Da, da, mă rog. E bine, mie îmi place foarte. Cred, nu știu. Dar știți că aveți un tată super tare și super actor, faimos. Știu. Și tare, nu? Nu, că se mai duce la oameni și le spune. Știi cine e? Știi cine e? Eram în parc și Nico se duce la random people, așa, zice, salut, oh, salut, știi cine e? Nu, e Șerban Pavlu. E tata! E tata, e Șerban Pavlu. Băi, zi, nu te mai duce la oameni. Îți dai seama, copiii se mândresc, da. Mi se pare firesc. Uite, chiar vreau să vă întreb și pe voi, voi ce vreți să vă faceți când o să fiți mari? Tu, Nicolae, ce vrei să te faci? YouTuber. Asta e, mă. Nicolae vrea să facă YouTuber, perfect. Iar tu, Natalia? Trei lucruri. Cum? Vreau să mă fac stylist de modă. Da. Cântăreață. Da. Și YouTuber, vlogger mai mult, da. Deci, mamă, de... situația. Dar voi știți ce, vrea să, știți ce vrea să facă tatăl vostru? Gunoier. Când... Poftim gunoier, da, știați, și scriitor. Și scriitor. Da. Și a ajuns actor scriitor. Am ajuns actor și... Da, fiți sincer cu mine, duce gunoiul când e acasă? Da. Nu. Are pasiunea asta? Adică nu mai vedeți că zice, astăzi vreau să duc gunoiul. Acum și... un an eu duceam gunoiul. Tu erai responsabilă? Da, da. Foarte, foarte. Îl duceai la coș, așa. Da, da, am înțeles. Perfect. Dar spune-mă, cum e rolul de la Umbre? Pentru că toată lumea spune că face un rol senzațional și vreau să te întreb dacă te consumă atâtea... Da, te consumă orice filmare. De ce sunt atâtea camere? Avem mașa camere, le-au pus aici pe noi să ne filmeze din toate unghiurile. Orice rol te consumă, pentru că perioada de filmare, în general, e complicată, fiindcă timpul costă bani și atunci, ca să nu se cheltuie foarte mulți bani, timpul se... Comprimă. Comprimă și încerci să faci un... De ce ai făcut reclamă cu tata cu taxiul? Tu ai făcut reclamă cu tata cu taxiul? Nu, de ce ați făcut-o? De ce e acolo? De ce sunt poze cu tate? Păi sunt poze pe tine, n-au găsit. Dar am făcut un alt serial acum, unde este deja în trecut. Există serialul Rux, tot produs de aceeași televiziune, o noutate absolută cu Gagici în rolurile principale. E foarte... Mi-e cald. Și va avea premiera, cred, în toamnă, așa că asta s-a întâmplat printr-un miracol în anul ăsta, 2020, în pandemie, atât de complicat pentru toată lumea și am reușit să
o fac și pe asta, să filmez în timp de pandemie. Dar știi ce vreau să te întreb? Crezi că... Ai văzut cum asta convine? Pac, nu perfect. Pot să cred. Exact, exact ca la restaurantele chinezești, când trimiți așa mâncare dintr-o parte în alta. Știi ce vreau să te întreb, Șerban? Pentru rolurile pe care le-ai făcut, te-ai trezit vreodată cu oameni pe stradă care să vină să zică, domnule, asta nu-mi place, nu vreau să fie așa, să te asocieze foarte mult cu personajul din film? Nu. Chestia asta cred că e prea mult. A trecut și la noi, gata, problema asta. Oamenii înțeleg că ești un simplu actor care face un rol. Nu cred că cineva își imaginează că umblu spărgând capete prin... Mai ales că în cazul meu nu cred că ar putea fi un personaj mai diferit de cum sunt eu în viața reală. Ăsta din umbre mă miră și pe mine când mă uit. Nu am niciun fel de afinitate cu genul ăsta de indivizi. Și a fost cu atât mai interesant să... Să-ți ieși din... Să-mi ieși din... Ce râdeți de tati? Da. Nu, cred că au început să-și vadă pozele la televizor. Da. Ah, ia uite. Mamă. Wow. Da, ți-ar plăcea să faci un rol de comedie? Da, este... Păi am făcut tata rolul de comedie, nu? Da, m-ai făcut pe aici, pe acolo, dar aș vrea să fac un sitcom, mi-ar plăcea să fac. Să fac o comedie din asta, așa, complet pe... Avem comedie, însă în fiecare zi acasă. Adică e comedie, nu? Da. E... Și avem aici personaje de comedie în toată regula. Dar voi vă înțelegeți bine, nu? Nu, deloc. Adică, care e șeful acasă? Tata și mama. Dar de fapt mama. Mă bucur că n-am zis-o eu, adică exact, și Natalia zis, dar de fapt mama. Da, ok, hai să vedem acolo e Natalia. Da. Perfect, facem un joc ca pe TikTok. Eu vreau să închideți ochii, doar voi doi. Și tati confirmă cine dacă aveți dreptate, da? Bine. Închideți ochii, eu vă pun o întrebare și arătați cu degetul dacă vi se potrivește vouă răspunsul sau celălalt, da? Bine. Unul spre celălalt sau spre tine dacă îți potrivește ție, da? Da. Închideți ochii, închide și tu ochii, Natalia, așa-i să vedem. Care dintre voi mănâncă mai multă ciocolată? E corect? Absolut. E absolut? Da, da, mi-a plăcut de Nicolae, a arătat prima dată spre ea, orice, nici nu știa întrebarea. Nu contează, da. Apoi, ciocolata, eu sunt ăsta. Da, ia e de vină. Cine? Poftim? Ia. Poți să-i deschid ochii? Da, da, să deschide. Știi că a arătat și sora ta spre tine, deci tu ai câștigat, tu mănânci mai multă ciocolată. Okay. Ce îmi place, de fapt, mine. Perfect, atunci fii atent. Okay. Ținem cu ochii deschiși, dar arătăm repede, da? Da. Perfect. Care dintre voi stă mai mult pe telefon sau pe tabletă? Cred că eu. Amândoi. De fapt, amândoi, da. Amândoi? Da. Deci cine mai mult? Amândoi. Avem personajul acesta blond, este șeful tabletei. Am înțeles. Ea stă pe toate... device-urile, pe telefon, pe tabletă. Și joacă pe ele? Vă lăsați telefoane, laptopurile. Stai puțin, da, stă pe ce tabletă e, și pentru că stă la școală. Exact, nu? Școala online, Nicolae, adică are... da. Perfect. Știu, dar pe joacă. Care dintre voi doi e mai supărăcios? E adevărat? Da. Tu ești mai supărăcios? Mult mai supărăcios. Mă supăr mereu pe Nati, mereu. Da, de ce? De ce? Adică se pur și simplu din senin câteodată este? Da. Mereu, aproape mereu. Aproape mereu ești supărat pe Nati, am înțeles. Dacă ne convine ceva, se supără. Exact, să știi că așa fac copiii de 6 ani, nu e nicio problemă, o să fie mai bine pe la 7-8 ani. Care dintre voi doi este mai răsfățat? Dacă ar fi aici barul nostru, cred că el ar fi. Deci verișorul vostru, dacă ar fi. Dar acum avem un duel, tu spui că el spune că tu și trebuie să hotărească tatăl cine. Sunt situații și situații. Am să dau deci un răspuns. Nu vreau probleme. Deci au arătat corect. Am perfect. Arătat corect. Care dintre voi mănâncă mai mult brocoli? Ce, amândoi? Tu nu mănânc. Ție nu-ți plac. Păi tu mănânci? Cum adică? Mie îmi plac brocoli. Nico, se dăm vândul pe brocoli. Da, dacă ne facem mama. Domnule, pe scurt, mâncăm brocoli. Deci altceva nu prea mâncăm, dar brocoli rupem. Da. Rupem farfuriile. Suntem tu, de broccoli family. Natalia, tu ziceai că fratele tău nu mănâncă broccoli, a? Nu-i plăcea. Ba da, îmi place. Dar știi ce-i broccoli? Băi. Zic, știi ce culoare are? Da, verde. Dom'le, mâncăm broccoli. E ok, hai să rămână așa. Hai să rămână așa. Și așa trebuie să faceți și voi. Exact. Deci Nicolae e fierpe broccoli. Da, e un broccoli o înghețată. Perfect, vrei să zici, între ghilimele, am înțeles. Fiți sinceri, cine plânge mai mult când nu primește telecomanda? Da.
Aici, sigur, tu. Tu te superi când nu primești telecomanda. Toată ziua vrei să iei telecomanda. Pentru că dar nu asta e întrebarea. Întrebarea e dacă plâng, cine plânge când nu o are, când nu o primește. Tu plângi pentru că... eu nu plâng. Nu plângi, dar te superi pe mine, că de ce o iau eu mereu. Aici o să trebuiască să... rezolv situația asta. Cum adică? E vorba de plâns când nu o primești. Spune, domnule, nu poți să te uiți la televizor. Cine plânge și nu, face... Nu, eu mă refeream între noi eu doi. Eu mă refeream la întrebarea lui Cătălin. Așa azi, da, la asta, așa da. Așa da. Păi, deci da, între voi doi, dar între tati și mami care plânge mai mult când nu are telecomanda? Păi... Cred că amândoi. Și cine alege filmul? Mama. De obicei tata. E bine, mai. Noi nu prea avem telecomanda, adică ai văzut unul tata, unul mama, da. Am da, renunțat. Spune și asta, din în casă cine mănâncă mai multă ciocolată, mama sau tata? Tata aici, tata. Mama. Păi cum ți-am greșit? Mama ține cură. Mama e la dietă. Mergem mai departe. Să mergem mai departe. Da, exact, să depășim momentul. Întrebarea 7. Care dintre voi este mai gălăgios? Corect, aici a răspuns Nicolae, mi-am asumat perfect statutul de gălăgiosul familiei. Care se uită mai mult la desene animate? Aici amândoi. Amândoi? Da, nu avem de ales. Dacă ne lasă cineva să ne uită și o lună, ne uităm. Deci da. O lună dacă v-ați uitat. Vieții copii n-au de ales, trebuie să se uite la desene. Deci obligi. Da, pe cum? E oblig. E oblig. Băi, ce crud e viața. La desene. Tare, nu, vreau să-mi fac la engleză. Nu, treci la desene. Exact. Nu, tati, ar fi tare, te ar fi. Temele. Da, da, viața asta marci la desene, mănâncă broccoli. Acum, dintre voi doi, sincer, care e mai certat de părinți că face prostii? Mai des. Amândoi. Amândoi. Deci care face mai multe prostii? Amândoi. Aici e. Ce de tata. Să știi că toți facem prostii. Nicolae face prostii și noi o certăm pe Natalia, săraca de ea. Da, ba da, bietul. Hai că mai am trei întrebări. Cine este părăciosul familiei? Mă includ și pe mine în această... Am înțeles. Deci el tot, dă totul, nu poți este... face nimic. N-ai niciun secret. Nu, robinet. E sifon. E sifon, asta ești. Până când vine și e vorba de cadouri surpriză. Și de la cadourile surpriză, spune tot. Spune tot. Hai de mine. Dar cine poate să țină mai bine un secret? Eu. Sunt perfectă în chestiile astea. Ești perfectă în chestiile astea? Nu, ea nu e deloc eu. Tu ții secret? Tu. Da. De parcă te-am văzut vreodată să ții un secret. Da, cu tine nu vreau. De fapt așa, face da. Secrete în față de mine. Am înțeles. Bun, care dintre voi este șeful în casă și să fie clar? Așa să rămână, care e șeful acasă? Păi, dintre cine? Dintre voi doi. Pentru că apoi am aflat, șefa supremă e mama. Nati? Da. Deci ți-a recunoscut rolul de șefă. Păi... Deci știți că sunteți foarte frumoși amândoi și foarte deștepți și mă bucur foarte tare că ați venit aici. Ați venit aici, iar pe tine sunt convins că o să te văd într-o bună zi venind să cânți aici, pentru că asta îți dorești să fii artistă. Și abia te aștept. Și stilistă și youtuberiță. Deci exact. Nu văd cum ar putea arăta emisiunea. Dar stai să spun celor de acasă că copiii ăștia minunați joacă șah. Corect? Da, asta da. Joacă asta și... e dreptate. E dreptate? Asta e dreptate. Și vreau să fii sinceră cu mine, Natalia, l-ai bătut pe tatăl tău la șah? Doar odată. Dom'le, doar odată, dar s-a l-a bătut. M-a bătut. Și jucați și fotbal? Da. Tot și dar tu? Dar eu mi-am rupt piciorul. Nu pot să cred. Și tu? Bine. Ce bine. Iubirea de frate nu se compară cu nimica. Dar vreau să le spunem celor de acasă, Șerban, că Natalia a și jucat într-un scurtmetraj. A jucat într-un scurtmetraj și teoretic, cel puțin, ar mai trebui să mai joace într-unul, dar... Mă este eu un vin pe ea, tot. Știi de ce? Ești foarte frumoasă și ești foarte talentată și am o floare pentru tine în luna martie. Nicolae, ești foarte talentat, foarte simpatic și abia aștept să văd vlogurile cu tine pe YouTube. O să le vezi pe toate. Abia aștept. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Șerban, ai niște copii minunați. Da. Salutări și soției și vă mulțumim mult că ați trecut pe la noi. Mulțumim de invitație.